Pentru voi poate lucrurile par simple, pentru noi nu, pentru că nu cred eu că suntem clubul care la începutul campionatului ne credem atât de superior și atât de mari și atât de puternici. Nu, Farul e un club care cred eu că a făcut o campanie bună în vară de achiziții, dar cu anumite probleme legate de anumiti jucători că nu sunt în ultima perioadă, n-au prea jucat și atunci nu e ușor. I-am luat și în cursul campionatului. Nu suntem noi clubul ăla deocamdată, cred eu, și v-am spus că munca mea cea mai mare aici la clubul nostru, la Farul, e să creez o mentalitate de învingător.